Salutare lume proteică și bine ați venit la un nou video de unboxing. Astăzi vom face unboxing la World Colony. Jocul de bază este un joc românesc și ne vom uita imediat în el să vedem ce găsim în această cutie. Bum, 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 bum. Pare să fie un joc cu cuvinte, având în vedere titlul și suntem cum se deschide. Ah, ok, așa, vedeți? Este o cutie care se trage. Vedem aici cutia, spatele cu 2-4 jucători, vârstă 12 și mai departe. Asta o să discutăm când facem săptămâna asta videoul de prezentare. Haideți să scoatem așa pe rând. Ce avem aici? Avem diferite Waterworld, Metal Peak, avem diferite litere. Ok, mergem mai departe și vom scoate aici, avem cred că, ups, diferite cărți cu litere, cuvinte, par să fie întrebări cu răspunsuri corecte. Nu aș vrea să arăt prea multe. Exchange. Sunt pe diferite culori, pare mi se. Nu știu exact, o să vedem exact când ne vom juca despre ce este vorba. Să încerc să le pun cât de cât înapoi. Să mai scot de aici aleatoriu câteva. Dar tot pe același sistem, se pare că cele mai dificile. Ceva extra. Ok. Deci se pare că sunt cumva sortate, sper să nu le desortez, dar o să le sortez eu după aia. Sigur, apare undeva cum sunt ele sortate. Ce mai avem pe aici pe la sfârșit? Iarăși diferite litere. Bineînțeles, o să intrăm în detaliu în momentul când ne uităm despre ce este vorba. Hai să mai scoatem de aici. Aleatoriu. Dar iarăși diferite cu minus, cu... Deci foarte, foarte interesant. Mână nouă. Deci sunt diferite cărți cu diferite întrebări și litere, dar o să vedem asta, bineînțeles, în momentul când vedem despre ce este vorba. Deci observăm aici un teanc foarte mare de astfel de cărți diferite și scoatem aici din lateral să vedem ce mai avem. Haideți să vedem, mai avem aici ceva în spate ce am ratat. Avem niște tokeni, observăm aici, probabil pentru track-ul de score, care presupun că este acesta. Da, avem aici un start, quick game, master game, full game, ok? Deci avem aici un tracker, avem aici, presupun, un regulament, da, vedem aici cu toate imaginile, cu tokenii și probabil o să găsim aici și dacă trebuiau sortate, vedem aici toate cărțile diferite, cărți speciale, desfășurarea unei runde, pregătirea jocului, deci observăm un regulament destul de explicit, reguli de construire a cuvintelor, deci o să construim și cuvinte, formarea unei colonii de cuvinte, supercolonii, decolonizare, ok, fonduri de cuvinte admise, ok, deci ăsta este regulamentul. Și mai avem ceva interesant aici, un certificat de autenticitate. Avem, cred că, numărul 460 din 500. Ok. Astea sunt lucrurile care le găsim în jocul World Colony, jocul de bază. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați, dați un subscribe aici și un like la pagina ProtiPlays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProtiPlays. Mai degrabă follow, că nu mai este like. Respectiv, mai jos aveți un link către pagina de Patreon dacă vreți să mă susțineți cu o donație în activitatea mea. Cam atâta, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!